Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Let's Play pentru Assassin's Creed 4 Black Flag. Hai să continuăm povestea de unde am lăsat-o data trecută, când eroul nostru Edward avea deja un echipaj de pirați, are o navă și hai să vedem la ce putem să-i folosim, nu? Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. Aha, le place nava mea. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach how to sail her right. Ah, se pare că urmează un tutorial de navigare. Hai să vedem ce are să ne învețe băiatul ăsta. Evident un loading, pentru că știm că în jocurile open world ne plac loading-urile foarte mult. Da, ce să faci? Are și motorul ăsta grafic limitările lui, nici nu cred că a fost conceput vreodată pentru așa ceva. Cel puțin atunci când au realizat primul Assassin's Creed, nu se gândeau că o să ajungă la nivelul ăsta. Și mi-amintesc că după ce am văzut primul Assassin's Creed, nu puteam să-mi imaginez cum poate apărea un joc care să fie mai arătos și mai bun. There's a prize worth taking. Good. Uh-huh. Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. Deci, folosind Okeanul. For your victims must always have in the back of their minds. Poți să pui un marker și să te duci spre el. And unseen them from prick to sternum. E cineva aici. Rescue. Și mi-a dat ce? Nici nu-mi zice. Nu contează, continuăm. Hai să mergem spre ținta noastră. Deci acum chiar o ardem pirații. Pur și simplu alegem o navă la întâmplare și mergem să o cucerim. Nice. Strikes if you must, but for God's sake, don't sink her. It's no fun fishing cargo out of the sea, although it can be done. Deci, ideea e să nu scufundăm vaporul. De ce mă atacă ăștia? Nici măcar n-am început să mă bag în luptă. Azi de aici. Ok. Hai să... Let's board. Păi și cum... Care e the highlighted area? Aha. Ok. Și acum ne luptăm ca niște pirați adevărați, nu? Păi stai, mă, că vreau să mă duc pe barcă acolo, să mă distrug cu ei. Se poate? Se poate. Haha. Ce faceți, băieți? Ia uite-l. Ah, m-a văzut. Și încă unul.
Ok. V-ați predat, a? This is my ship now. I am Captain Hornigold. This is my crew. Hornigold. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English? Oh, shit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt little bit, yes. Stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. Bună strategie. Oricum nu te înțelegi cu spaniolii. Spaniolii nu știu nici acum engleză, dar acum 300 de ani. Hai să ne reparăm noi barca. Nu știu de ce n-am putut să-mi o îmbunătățesc pe mea. Cred că trebuie să merg acolo la markerul ăla de pe hartă. Nu știu exact dacă jocul se... Am văzut că are niște hitch-uri de data asta când mă joc. Și nu știu dacă e de la... Area not yet available. Și atunci unde trebuie să merg? Deci asta nu. Nu merge. Ce e aici? Undiscovered location. Undiscovered location. Atunci trebuie să mai... Să mai atacăm o barcă. Mă amuză că pirații mei cântă mereu. N-am vrut să o scufund, dar s-a întâmplat. Păi și? Nu? Cred că nu trebuia să o scufund. Hai să mai încercăm una. Mai încet. Încerc să trag așa, ușor. Încet, încet. Nu e că dacă trag cu tunurile astea, mă fac varză. L-am ratat. Oh, fuck. Iar am scufundat. Deci, am făcut rost doar de... Fire barrels, fire barrels. Ia ce au ăștia la ei. Nici nu pot să-i văd pe ochianul. Hai mă, ăla-i, hai pe el. Să vedem ce putem face. Sper că asta trebuie să fac și nu mă învăt taiurea pe aici. Aha, aha. Deci au chef de scandal și ăștia.
și voi aveți chef? Și voi aveți, nu e nicio panică. Hai mă pe ei, mă. Și... let's board it. Yeah. Ce tare a fost faza asta. Doar că era mișto dacă nu cădeam de tot. Man. Luptele în continuare, nu pot să zic că îmi plac în mod special, dar funcționează. Și încă o barcă capturată de mine. Reparăm iar nava noastră. Eu am activat un online pass, deci ar trebui să pot să-mi recrutez alte nave, dar cred că încă n-am ajuns în poveste. A, mai e o navă acolo. Ia uite, ăștia mă atacă. Nu știu ce în capul lor. Cred că trebuie să fugim de aici acum. Asta dacă nu vrem să distrugem toate navele din ocean. Și mergem la Salt Key să ne upgradăm. Să ne upgradăm vaporul. Nu mai stau să adun toate prostiile. Sper că s-au liniștit băieții ăștia și nu mai vor să mă atace. Totuși o să le atac eu barca. Mai salvăm niște membrii echipajului și am mai folosit și de niște resurse. E șmecher Jackdaw ăsta, ce pot să zic. Iată, am găsit încă o insulă din aia, unde se găsește un fragment. Și cred că mă voi înfige din nou în bancul de nisip. A, trebuie să țin apăsat, mereu. Asta e problema, de-aia mă lovesc mereu. Nu țin apăsat pe cerc să mă despart de cârmă. Hai, go, go, go. Na, uite, e și ceva de lootuit pe aici. Rom. Pirate's drink. Am luat și fragmentul. O mai fi ceva, văd că sink n-are insula asta. Deci, ne întoarcem la poveștile noastre. Sunt curios dacă... A, nu cred că mai am punctul ăla pe hartă salvat. Nici nu mai știu la ce coordonată era. Parcă... mai jos. 625 și ceva.
14 undeva. Nu sunt chiar așa departe, dar nici nu mi-am drum. Și ne întoarcem pe Jackdaw. Frumos, frumos vapor. Ar fi fost mișto ca în ediția de colecție să primești un model de Jackdaw. Dar l-au făcut doar pe Edward ca statuetă. Oricum, până acum e cel mai puțin Assassin's Creed game pe care l-am văzut. Foarte puține dezvoltată povestea din privința templierilor și asasinilor. Cel puțin momentan, sunt sigur că la un moment dat o să înceapă să aibă mai mult sens. Dar așa, pentru început e... Parcă e mai mult joc cu pirați, ceea ce nu pot să zic că mă atrage în mod special în momentul ăsta. Cel puțin nu de la un joc care are Assassin's Creed în titlu. Și nu pot să zic că mă încântă foarte mult nici perspectiva asta forțată în momentul în care folosești vaporul. Adică ori e în stânga de tot, ori e în dreapta de tot a ecranului. Însă e mișto că ai multe chestii care să-ți distragă atenția de la toate chestiile astea, de la elementele mai clasice ale Assassin's Creed. Și cred că aici ne va băga din nou un port. Pardon! Ups! The ancestor did not kill civilians or domestic animals. A, uite că există porturi în care poți să dochezi fără să îți bage loading. Interesant. Deci unele sunt, altele nu. Probabil că orașele mai mari nu ți oferă posibilitatea asta. Ia zi, prietene. Îmi vinzi și mie un upgrade? Am băgat armură pe vaporaș. Acum o să reziste la și mai multe lovituri în lupte. Use a swivel to kill sailors. Nu cred că îmi dau seama în momentul ăsta ce e a swivel. Da, continuăm. Se pare că în fiecare episod vă voi prezenta vreo două misiuni, adică o misiune are cam 15 minute, așa, și nu vreau să mai depășesc 30 de minute pentru un episod. Aha, capul de mort. Deci asta e The Black Flag. Ce mândru e de nava lui de pirați. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. Și totuși, unde sunt asasinii în toată povestea asta? Sunt foarte curios. Easy purchase, but in small doses. Right. So to lure the navy out of hiding, it's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish. Ah, like wanted level, can get there. So plunder and pillage as you see fit, Captain Kenway. Ia să scufundăm noi aici niște...
niște bărcuțe. A, sper că nu trebuie să luăm ori pe astea. Care? De ce nu văd nimic? Nu știu despre ce vorbește asta. Ia uite încă un fragment undeva. Ok. Am mai găsit o insuliță, da. Yeah. Așa, mă. Hai să-i borduim și pe ăsta. Pe ăștia. Go, go, go. A, deci nu știam că am opțiunea asta. Păi, cred că a fost cel mai ușor boarding de până acum. Și că ăștia ar fi armata. Sau nu? Nu, nu sunt armata. Momentan încerc să-i atrag. Ok, asta a fost una. Aolo, numai prost am tras. Azi de aici, băieți. Mau, vin fix spre mine. Nu e bine deloc. Nu, nu. Tot cu... cu tunurile astea o să trag. Și un sniper. Hai că o să cadă repede și ăștia. Dacă s-au băgat ăștia la mijloc, problema lor. Trebuie să mai dau și eu brace for impact, dar... păi aia am rupt. Și ăștia sunt un pic în spatele valului. Dar îi snipuiesc așa, trag cu boltă. Și asta trebuie să fie ultima lovitură. Da. Hai, boarding. Și-mi iau armamentul meu, sau? Nu, nu pot. Sunt un pic departe. Da, nu-i nimic, avem frânghiile astea. Sau nu? Hai, sus, sus, sus. Continuare mi se pare foarte stângaci sistemul ăsta de luptă. Adică... deja din lupta asta nu mai înțeleg absolut nimic. Dovadă că nici nu vedeam cine m-a omorât. Let's
curios de unde mă dă. A, eram sigur. Măcar acum văd că nu mai e vremea nasoală. Sau poate se schimbă special pentru misiunea asta. So to lure the navy out of hiding, it's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish to attract the big ones. That's right. So plunder and pillage as you see fit, Captain Kenway. Ia să-l distrugem pe ăsta mic. Mă îndoiesc că se auzea așa ecou pe mare. Și... hai cu boardingul ăla. Da, fuck it, cred că o distrug mai repede decât... Ah, ba. Bord. Hai. Hai, ia frânghia aia și aruncă-te. Of. Nu știe nimic, mă, Kenway ăsta. N-are nicio treabă. Da, fix asta voiam să faci. Te-am pus să te cațări pe vapor doar ca să te... te chem înapoi, în apă. Nu prea ne înțelegem. Ok. Hai, next. Hai, next. Trebuie să ne îndreptăm înapoi spre larg. Nu prea mai văd prea multe bărci, însă. Hai frate, fix acum nu mai sunt bărci. Aha, uite-le. Hai pe ele. Mi-ar plăcea să am un nos ceva la barcă. Luați de aici, prieteni. Încă una distrusă. Unde mai e? Da, uite. Am mă duc mai întâi să strâng bunătățile pe care le-a lăsat barca asta. Ok, niște cargo pe aici. Won't go down without an honest fight. Who's up for taking that break? Aye. What? That's a sound I like to hear. Pipe to quarters. All hands to cannon. Okay.
Hai să ne distrăm cu barca asta. Să ne mai promiem un pic că nu duc atât de mult. Ia să vedem când ajung eu în rază. Foarte curând. Ok. Eu am început atacul. Ia de aici. Ia și un sniper. Încă una. Nu știu nici n-am început să tragă, săraci. Păi, cred că e una din cele mai scurte. Brace. Au ieșit repede din raza mea de... Hai, după ei, după ei. Ok. Și... gata. Let's board the motherfucker. Și îmi iau eu arma și încep să trag în inamici. Counter. Cam asta a fost, nu? Hai să vedem cât metal aveau la bord. Deci mai trebuie să mai atac cu navă de asta mai mare. Mi-ar fi plăcut să o și păstrez. Nu, uite, aia. Sunt curios ce are la bord. Wood, sugar, fire, barrels, motor shot. Da, deci trebuie să mai trag un pic după nave de astea mai slabe, până să atrag încă una mai puternică. Cred că o să pot să le scufund pe toate astea de unul singur. Sper cel puțin. Dacă reușesc să fac ce mi-am propus. Ok, una. Două. Și... Azi de aici.
bum. Și un pic. Gata. Ok. Hai că i-am scufundat și pe ăștia. Și acum trebuie să vină după mine bărcile. Aha, uite. Wow, cam mare barca asta, sincer. Am emoții. Trage. Hai să vă văd cu nava voastră de război. Bum. Și nu știu de ce mă tot opresc eu așa și stau pe loc uneori în luptă. Ok. Să mai tragem și noi ăștia. Eu mă bat cu două nave odată, de asta destul de mare am în două. Și cred că asta e... Nu, asta e ultima lovitură. Și mai am să-i bat pe aia din partea cealaltă. Da, și asta e tot navă de aia de luptă. Hai că dacă îi țin aici în spate, îi rup. Ce-am ratat? Gata. Wow, bullet time. Ok, acum am două nave de astea mari de cucerit. Hai. Am și pe partea asta armă. Dacă nu s-ar mișca din cauza valurilor, ar fi super. Ce tare, uite, ăștia chiar trag vaporul celălalt cu frânghile alea. Îl trag spre vaporul nostru. Și am omorât deja doi cu... Unu. Da, e așa greu să faci
toată treaba asta. Counter-ul. Gata, am mai cucerit-o, nu? Aștia aveau mai puține, mai puțin metal, dar aveau și alte resurse. Și hai să-l luăm și pe celălalt. Now I think it's time to lay low and drive our way back into secrecy. Agreed. So how do we get rid of this notoriety we've stirred up? Money, my boy. A well-placed bribe to the right government official. See the military off your tail. Ah. Deci s-a mutat în larg treaba cu notorietatea. Ia armă. Cred că nici nu mă mai duc pe partea cealaltă a luptei. O să stau aici să-i snipuiesc cu tunul. Gata? Nu mai am tun? La sigur am pistol, nu? Ah! Nu cred. Ar fi chiar curmea să mor acum. Dar nu e exclus. Având în vedere că băieții ăștia mă cam atacă. Gata. Cu câtă viață am scăpat. Mai luăm niște metal, mai reparăm barca și mergem la obiectiv. Trebuie să scap de wanted level. So how do we get rid of this notoriety we've stirred up? Money, my boy. A well-placed bribe. Wow, ăștia sunt la 3 km distanță. See the military off your tail. Right, let's do that. I'll need to meet these good Samaritans at some point. Smart thinking. Place că ți arată exact ce care fiecare barcă, în caz că ai nevoie de anumite resurse, să știi să le atași doar pe alea de care ai nevoie. Și înțeleg și de ce se mișcă așa bine jocul. M-am uitat acum la bărcile astea, sunt niște modele foarte basic în momentul în care sunt la depărtare. Când se apropie, sunt încărcate modelele de bărci mai detaliate. Adică Jackdaw e singura chestie detaliată din toată secvența asta pe care o vedem noi. Apa e destul de low. La fel și insulele. Dacă nu te apropii de ele, bănuiesc că nici nu sunt explorabile forma aia. Și mergem în larg. Aici e o comoară. Da, nu stau acum să explorez. Sunt un pic enervanți ăștia care tot cântă ei. Pirații mei cântăreți. Văd sub radar în stânga o icoană de Wi-Fi. Bănuiesc că interfața asta e explicată că e interfața din Animus, de fapt. Harta asta, minimap-ul și toate prostiile. Nu știu, mai țin minte, în jocurile precedente exista minimap? O barna.
Hai, hai, hai. Încă puțin să docăm aici. În marele port e un amărât de ponton aici. Salt Key. Yeah. Badass motherfucker. Hai, 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 hai. În continuare, toată treaba asta, tot ce vedeți aici este practic un tutorial al jocului, nu s-a intrat în pâine încă. Ia zi, 200. Știți că era în jocurile precedente, trebuia să mituiești un Town Crier, se numea. Cel care anunță știrile și evenimentele importante și dacă l-aveai de partea ta pe ăla, nu te căuta nimeni. Acum mituiești un alt fel de oficial. Și trebuie să mă duc acum să cumpăr niște tunuri. Ia zi, friend. Buy Jackdaw upgrades, broadside cannons. Și am mai făcut de niște tunuri. Nu știu exact ce să fac cu ele. Probabil o să distrug alte nave. Dar mi-am mai echipat un pic nava. E un pic mai bună în lupte. Adică oricum e bună în lupte, având în vedere că am distrus câteva nave din alea de război fără nicio problemă. Adică mai multe probleme am cu boarding-ul decât cu distrusul navei. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you listen to your tripe? Still dreaming on about that strumpet back in England when you could have anybody you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Fine purchase today. Se pare că e un pirat cu visuri mari. And there's a few talking about meeting with Master Kid to steal from a nearby plantation. Plantation? It's ambitious. Profitable too, if we can manage it. Aye. It's a good idea. Deci, se pare că avem și următorul target. Am făcut și full sync. Să-i dau tot 4 stele. Încă n-am găsit o misiune care chiar să-mi placă cu adevărat. Da, mai are timp jocul. Bănuiesc că e mult mai lung de atât. Însă aici mă voi opri și cu episodul de față. A fost un pic mai lung ca episodele obișnuite, însă cred că a meritat așa. A fost fun să mă plimb cu vaporul. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și sper să dați like, share și subscribe și să vă uitați și la celelalte materiale de pe canalul meu. Până data viitoare însă vă las cu episodul de față și vă spun la revedere!